Bună draga mea, sunt Luna Ala. Din 24 până în 30 decembrie, luna va fi în scădere. În această săptămână de dinainte de Revelion, te poți aștepta la diverse probleme, dar sarcina ta este să menții o dispoziție bună prin orice mijloace. În prima jumătate a acestei săptămâni va crește dorința de a-ți demonstra originalitatea. Nu merită să te grăbești la extreme, pentru că succesul în această perioadă a fost să fie atins de cele care au mers în mod consistent spre obiectivul lor, și nu cele care puteau să iasă în evidență prin intermediul celorlalți. În prima jumătate a săptămânii va fi clar că ai fost capabilă să arăți perseverența și hotărârea corespunzătoare. Primele rezultate ale activității tale vor deveni mai vizibile după bilanțul din 5 ianuarie. Merită să vezi horoscopul lunii ianuarie. L-am publicat. Va fi o perioadă de calm relativ. După 25 decembrie, când Mercur va depăși supărările lui Neptun, va fi posibil să trimiți planurile într-o direcție pozitivă. Începând cu 25, va fi mai ușor să construiești noi relații, să te întâlnești cu oameni noi și să te bucuri de micile plăceri personale. Este de asemenea un moment bun pentru a crea planuri pentru anul viitor, pentru noi perspective atât în viața profesională cât și în viața personală. Astfel, sfârșitul lunii decembrie va fi mult mai favorabil decât începutul său și trebuie să îl utilizezi cât mai eficient posibil. Acesta este un moment excepțional de reușit pentru a încerca un nou rol. Rezultatele vor fi atât de impresionante pentru ceilalți încât nu vei avea sfârșit la admirator. Vizitarea unui coafor pe 27 sau 28 vă vindecă părul. Dacă tu crezi că ați declarat starea emoțională rudelor tale este o manifestare a slăbiciunii, atunci astrele îți recomandă să te adresezi unui psiholog profesionist. Un specialist calificat te va ajuta să depășești starea depresivă, îți poți ajusta ușor stilul de viață. Mai întâi de toate, se recomandă să petreci mai puțin timp în fața televizorului, a calculatorului și a telefonului. Cumpără o carte scrisă clasic cu cerneală, descarcă câteva piese ale autorului tău preferat de muzică și petrece timp în lumea farmecului romantic, al imaginației și aventurilor incredibile din paginile unei cărți. Până la urmă, viața de zi cu zi este suficientă în lumea reală și uneori dorești să te simți în pielea caracterului principal, să simți respirația dragonului, frigul ghețarelor din Everest sau puterea credinței cruceaților. O atenție deosebită trebuie acordată sistemului digestiv. Te așteaptă o vacanță care poate să bată toate recordurile privind încărcătura pe tractul gastrointestinal. Iar apoi, după sărbători, încep să pierzi în greutate de dragul hainelor de vară. Astfel de picături de regim sunt pline de frustrare, dar dau foarte bine mai ales pe coapse și pe burtă. Este permanent necesar un sondaj pe scala cântarului, cel puțin pentru a uita despre posibile probleme în timp ce stai la o masă festivă. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. În prima jumătate a săptămânii poți fi oarecum dezorientată. Faptul este că ideile tale anterioare despre ce, ce este bun și ce este rău pot fi reevaluate. Sistemul tău de valori și idei morale se pot schimba. Acest lucru se poate datora impresiilor noi pe care le obții atunci când cunoști, de exemplu, tradițiile culturale ale altor țări și popoare. Săptămâna asta îți poate aduce literalmente cu tot felul de daruri și oportunități excelente. Trebuie să poți lua totul de la viață la maxim. Poți încerca în tot ce ce dorești, planetele te favorizează. Primele 3-4 zile ale săptămânii reprezintă un moment excelent pentru succesul profesional și profituri bune. Vei putea găsi destinația ta și să o transformi într-o afacere foarte profitabilă. Astrele afirmă că marți nu ți se va permite să te exprimi, așa cum obișnuiai să o faci. Influența ta asupra situației va fi dificilă. Miercuri sunt posibile vești de departe. Joi, dificultățile și surprizele de la alte culturi și reprezentanții lor nu sunt excluse. Vineri poate fi marcată de crize emoționale și dezamăgiri în sfera prietenilor, deși câștigurile în bani sunt mai mult decât probabile. Sâmbătă după amiază nu va fi liniștită, trebuie să faci ceva cardinal de undeva de unde nu poți face. Duminica se va arăta importantă cu prezența ta în lumea copilăriei și al celor dragi, cu toate că a doua jumătate s-ar putea să nu înțeleagă șutiile tale, așa cum arată planetele concentrate în casa a cincea a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, vei avea o săptămână prealabilă anului nou fără roșu în fața ochilor. Poți fi atât de relaxată că pentru prima dată, într-o lungă perioadă de timp, vei simți pacea. E timpul să-ți faci visele să devină realitate. Timpul se pare că îți va expira pe trei lucruri: o persoană iubită, copii și inspirație creativă. Poți fi absolut fericită și plină de idei interesante. Cele singure vor avea șansa de a obține un partener sufletesc. Cele căsătorite, cel mai probabil, se pot pregăti pentru nașterea unui copil cu prezența Lunii în Rac poți fi purtată în călătorii sau poți interfera cu domeniul educației. Prima jumătate a săptămânii este nefavorabilă pentru interacționarea cu prietenii. Pot exista complicații neașteptate din cauza neînțelegerii poziției celuilalt. Poate că nu vei fi invitată la o petrecere, și acesta va fi motivul pentru indispoziție. Dar planetele arată că poți face pace cu cineva chiar dacă orgoliul tău a fost folosit ca afiș la intrare. Poate că la baza tuturor acestor evenimente va fi nemulțumirea ta internă cu prieteniile existente și încercarea de a le actualiza cumva. A doua jumătate a săptămânii va fi asociată cu îndeplinirea sarcinilor de întreținerea a ordinei în casă și furnizarea unor servicii partenerului tău. Glumesc, dar știi tu mai bine la ce mă refer. Mai aproape de weekend, nu pierde șansa de a câștiga bani în plus. Nu exagera cu efortul fizic. Dacă ai plănuit să cumpere o casă, visul poate deveni realitate. Verifica anunțurile cu imobiliare. Săptămâna este bună pentru reparații articulare sau orice proceduri de igienă și de îmbunătățire a sănătății, după cum susțin planetele concentrate în sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni Planeta care te patronează îți recomandă să ai încredere în fluxul vieții și, pentru moment, să nu faci planuri. Trăiește în prezent, bucurându-te de fiecare moment, iar soarta se va ocupa de tine. În prima jumătate a săptămânii poți avea relații destul de tensionate cu un partener. Poți fi supărată de poziția ezitantă și ambivalentă a acestuia cu privire la anumite probleme. Poate că relația ta se confruntă cu o criză și nu îți place cum se comportă partenerul tău. Acesta este momentul în care idealurile se destramă, dezamăgirea este posibilă. Cei care te-au respectat înainte pot să se manifeste într-un mod neadecvat. Modificările din portofel au fost indicate de astre luni și marți. Este posibil să ai nevoie de bani. Nu împrumuta de la prieteni sau de la o bancă. Cadouri neprevăzute nu sunt excluse. Dacă ești singură, pregătește-te pentru o cunoștință plăcută. Prin urmare, nu refuza să călătorești. Aceasta este șansa ta de a găsi iubirea reciprocă, mai ales că este un moment bun pentru excursii turistice. Miercurea se va dovedi că ești dependentă de ceilalți, iar joi de aceiași alții în toată gloria lor. Vineri poți fi întristată în mod neașteptat, fie de indispoziție, fie de griji. Ideile tale sunt vulnerabile. În ultimele zile ale anului poți petrece timpul rezolvând unele sarcini urgente care au apărut în mod spontan. Călătoriile sunt periculoase prin munți. Avertizarea vine de la planetele din sectorul 8 al astrogramei tale, deși unele dintre voi preferă extremele, cum ar fi pajiștele alpine acoperite de zăpadă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac, în viața ta se pare că a început procesul de negare. În domeniul relațiilor pot avea loc schimbări importante care vor afecta familia ta. Este posibil să obții rezultate pe probleme de relație, poate legat de proprietate. Va exista o fuziune a capitalului și un maxim într-o relație. Probabil încheierea contractelor oficiale căsătorie, divorț, cumpărarea unei mașini sau un pa și a plecat. Planetele mai puțin prietenoase spun că vei lucra din greu, dar la un moment dat vei avea îndoiel cu privire la oportunitatea a ceea ce faci. Poate că acest lucru se va datora faptului că îndatoririle vor contrazice idealurile tale. Încearcă să nu faci înțelegeri cu propria conștiință. Vorbește, exprimă-te, dar fără ifose și capricii. Schimbările în aspectul tău sunt foarte probabile luni. La locul de muncă poți auzi o serie de inovații, dar nu îți face o grijă în legătură cu acest lucru. Astfel de schimbări îți vor afecta în mod pozitiv salariul. Nu te uita înapoi, haide că trecutul a trecut. Ascultă-te, tu singură știi de ce ai nevoie. Planetele care te patronează prefigurează o întâlnire importantă pentru cele singure. Nu rata destinul. Călătoria undeva este mai bine amânată pentru o altă perioadă. Sunt posibile întârzieri neașteptate, iar raciui călător se pot îmbolnăvi și pot cheltui bani. Weekendul poate sta la mila celei de-a două jumătăți sau a prietenilor, care vor rămâne cu tine în sens literal și figurativ ar fi mai bine să lepezi gândurile ponosite și să rezolvi împreună problemele cauzate de Alianța Planetelor din sectorul 7 al astrogramei tale, iar înțelegerea va pogori peste voi ca și în sânul lui Avram. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu Astră indispuse momentan te îndeamnă să chem bocitoarele. Nu îți împărți gândurile cu nimeni, altfel vei fi vulnerabilă. Prima jumătate a săptămânii poate fi asociată cu dezamăgirea în dragoste. La un moment dat te vei plictisi să dai târcoale celui iubit și te vei fi găsit la o răscruce de drum. În situații de crize deosebite, cazul poate ajunge la separare. În cazurile mai blânde, te oprești pentru o vreme în relație pentru a-ți sorta sentimentele. În acest moment, nu se recomandă să iei decizii pripite. Există o mare probabilitate de certuri frecvente cu partenerul, fie el și cel ideal. Principalul lucru este să nu întârzi reconcilierea, riști să pierzi relația. În chestiuni financiare, buzunarul va fi cam aspru, așa cum de altfel te așteptai în această perioadă. Dorințele, cu excepția celor egoiste, se pot împlini. Cu toate acestea, viața poate fi plină de diverse evenimente în care lucrul și distracția plăcută sunt împletite. Principalul lucru nu te hrăni cu gânduri negative și totul va fi bine. Crăciunul se sărbătorește în familie, nu la vânătoare. Deplasarea și călătoria în acest moment pot avea loc doar din motive de activități în aer liber și sporturi extreme. Miercuri și joi planifică sărbătorirea noului an, dar respectă toate măsurile de siguranță. Vineri este mai bine să o petreci la vatră. Se anunță oaspeți care îți dau de lucru la domiciliu, deși partenerul nu aprobă și vor exista unele iritări în relație. Dedică sâmbăta pentru a scăpa de vechiturile din capul tău și pentru a rezolva duminică problemele cu partenerul, dacă forța majoră de la începutul săptămânii i-a cruțat existența. Planete gemuite în sectorul 5 al astrogramei tale chicotesc că îți va fi venit setea de singurătate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, în această săptămână vei primi câteva șanse excelente de a-ți face viața mai interesantă și mai bogată. Totul depinde de acțiunile tale, deci folosește ocazia. Nu fi leneșă și nu încerca să păcălești corbul pentru bucate de cașcaval. Doar așa vei putea să îți ajustezi viața personală și să îți întărești poziția la locul de muncă. În plus, stelele promit un venit bun. Nu încerca să petreci această săptămână în izolare. Mergi la întâlniri, evenimente sau pur și simplu mergi unde te duc picioarele. În prima jumătate a săptămânii, tensiunile sunt posibile în familie sau cu un partener. Litigiile pot apărea pe baza unei ciocniri cu autoritățile sau șefii, a luptei pentru conducere și a dreptului de a lua decizii cu privire la anumite aspecte ale familiei. Încercarea de a conveni asupra a ceva bun pentru tine poate eșua lamentabil. În această perioadă, este recomandat să faci o pauză în interese și capricii și să aștepți. Nu încerca să noți împotriva curentului decât dacă ți-ai luat un submarin, și nu lua decizii majore. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face acum. Astrele spun că va trebui să asculți dorințele celei de-a două jumătăți și apoi ea te va asculta. Până la sfârșitul săptămânii de lucru, va exista o șansă de a câștiga bani sau de a vorbi cu oameni din alte culturi. Cu toate acestea, nu va fi prea multă bucurie, deoarece picioarele îți pot arăta drumul spre casă, acuzând oboseală. Sâmbătă și duminică acordă o atenție deosebită stării de sănătate. Cu cât te apropii mai mult de anul nou, cu atât mai mult portofelul tău va fi șocat din cauza poziției planetelor personale în casa a treia a astrogramei tale. Copiii și divertismentul vor fi principalele surse de cheltuieli. La ce te așteptai? Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste balanța. Fericirea va fi sub picioarele tale acasă. Dacă nu l-ai făcut pe partener preș, ia-ți gândul de la fericire. Dacă l-ai făcut deja, ia-ți gândul din nou. Desigur că te poți simți copleșită și epuizată, dar asta se tratează cu ușurință. O dihnă. Ai nevoie de o pauză sub forma unei vacanțe scurte. La locul de muncă ai grijă cu colegii. Poate că fac o compunere pentru tine fii atentă și nu jigni. Eforturile înainte de vacanță îți vor capta toată atenția, dar nu uita de îndatoririle profesionale. În plus, la locul de muncă pot să apară schimbări importante. Așa că uite de Crăciun și încearcă să te concentrezi cât de mult posibil pe punerea în aplicare a sarcinilor apărute. Prevește cu atenția acei oameni care apar în câmpul tău vizual. Este posibil ca unii să încerce să te înșele, nu face promisiuni și nu crede ce ți se promite. Cuvintele rostite în aceste zile au un preț căzut sau deja sunt de mâna a doua, deci nu le acorda o mare importanță. În cupluri, situația va fi măsurată. Unii parteneri vor măsura cinzeaca de nenumărate ori. Marți este potrivită pentru muncă manuală. Planete prietenoase te trimit la bucătărie de mai multe ori oaspeții vor încerca să te mulțumească într-o asemenea măsură încât îți va fi de folos miercuri toată ziua să faci curat sfârșitul săptămânii va coincide cu costuri și îndoieli semnificative cu privire la corectitudinea fluxului de numerar dedică weekendul familiei copiilor vetrei din casă în acest scop planetele și-au dat adunarea în sectorul 4 al astrogramei tale zilele favorabile sunt afișate pe ecran Astrele sunt optimiste. Scorpion: Săptămâna poate fi marcată de dragoste. Poți fi copleșită de un val de sentimente și experiențe. Acest lucru este minunat, dar nu ar trebui să interfereze cu creșterea profesională. La urma urmei, acum va fi o oportunitate de a obține o creștere serioasă. Nu o lăsa să alunece. Vei avea tendința să scapi o mulțime de bani pe cadouri pentru cei dragi. Fii atentă la bani. Este mai bine să nu împrumuți nimănui și să nu faci achiziții mari. În casă, pacea va domni. Chiar și cele care se află într-o răcioală sentimentală de mult timp pot fi împăcate. Înainte de a exprima o opinie cu privire la orice problemă, gândește-te de mai multe ori. Unele dintre voi pot fi implicate în călătorii, oaspeți, documente. Un document important poate fi primit puțin mai târziu. Pentru cele care nu sunt interesate de carieră, stelele dau undă verde în afacerile de dragoste. Se vor putea răsfața cu siguranță în sentimentul descoperit. Majoritatea dintre voi vor putea fi în vacanță încă de luni. Marți se va extinde perioada pentru recreere activă, sport, plăceri miercuri și joi se vor uni spre extazul cheltuielilor și al cumpărăturilor, supărând cumva interiorul portofelului. Lucrurile importante vor suna pe drum sâmbătă după amiază și nu va fi atât de ușor. Duminică, munca va lua odihnă, nu trebuie să mergi undeva, este mai bine să comuneci cu rudele mai în vârstă, de acasă. Te vei bucura de viață și, în același timp, vei câștiga încrederea că în orice situație nu vei rămâne fără sprijinul planetelor prietenoase din casa a 11-a a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Săgetător în următoarele șapte zile trebuie să rămâi în neutralitate și să nu comiți acte greșite. La locul de muncă evită inițiativa. Acum este timpul nepotrivit. Diverse aventuri, acțiuni riscante, irresponsabilitate și frivolitate, toate acestea ar trebui evitate cu toată puterea. În caz contrar, sărbătorile tale vor fi o mizerie. Acum, cea mai bună tactică este autodisciplina de fier și optimismul inepuizabil. În prima jumătate a săptămânii, poți experimenta o perioadă de îndoială și incertitudine cu privire la ceva. Acesta poate fi motivul pentru tensiuni în familie, cu rude sau părinți. Este un moment de regândire interne a acțiunilor tale și de dezvoltare a unor noi abordări. Ia o pauză în toate afacerile și proiectele importante. Stelele îți recomandă să nu semnezi nicio lucrare. Poți fi păcălită! Cele singure se pot aștepta la romantism, dar să se bazeze pe o relație de lungă durată nu merită. De luni până miercuri pot exista unele ambiguități, deși știi bine că totul se află acum sub călcâiul tău. Vineri vei adăuga niște bani pentru a îmbunătăți aspectul tău sau al locului de reședință. Alte preocupări sunt încă ascunse. Nu pot apărea încă pe astrograma ta. Sâmbătă după amiază, unele astre susțin că te poți ocupa de probleme legate de o călătorie. Duminică, fânețele îndepărtate au nevoie de calul tău de fier. Poți să-ți cuturi punga cu galben pentru distracție. Cazul este argumentat dacă implici membrii familiei, după cum impun stelele adunate în casa a cincea a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Săptămâna aceasta, înainte de anul nou, poate fi umplută de lucruri neplăcute. Nu este nimic înfricoșător, dar strică stare de spirit. Multe planuri pot ieșua, iar oamenii pe care te bazezi te pot lăsa literal cu pianul între etaje. Nu ezita să ceri ajutor de la prieteni sau colegi. Nu te vor refuza. De luni până joi încearcă să nu te supra și nu fi nervoasă. Fă o plimbare, mergi pe jos, activează starea de somn, oprește starea de veche. Atenție la mijloacele de transport, private sau publice. Vătămările și accidentele sunt posibile. Călătorii, oaspeți, achiziții, cadouri sau persoane egoiste pot provoca discord în relațiile tale. Pentru a calma a doua jumătate, ești gata să dai economiile și să pregătești un cadou care va fi foarte plăcut. Surpriza poate veni pe la mijlocul săptămânii. Nimeni nu are nevoie de griji suplimentare, dar Mercur și Jupiter vor încerca să îți facă viața dificilă pe 26 și 27, după cum este înscris pe astrograma da. Evenimentele de vineri te vor face să te descurci singurică, deși conținutul portofelului este deja dezamăgitor. Ziua de sâmbătă o poți rezerva pentru probleme personale. Duminica îți vei aminti că se termine zilele anului, că unii bani nu ți s-au întors, dar vor ajunge în curând la tine. Planeta celor singurate ce promite cunoștințe interesante în weekend. Este posibil ca acest lucru să le ajute să facă față fricii de relații și, ca rezultat, să își schimbe viața în bine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător în această săptămână tu vrei literalmente totul. Dacă dorești, ai banii și dacă depui efortul necesar, vei fi în măsură să îți îndeplinești dorințele megalomanice. În prima jumătate a săptămânii poți avea probleme cu finanțele, dar și cu relațiile prietenoase. Nu vor fi suficienți bani pentru a-ți satisface o capriciile. Un joc distractiv într-un cerc prietenos necesită anumite cheltuieli. La un moment dat, îți dai seama că pentru o astfel de viață nu ești în mod clar suficient pregătită cu venitul disponibil. Ca urmare, te poți confrunta cu o dilemă, limitezi comunicarea cu prietenii sau găsești o modalitate de a crește câștigurile. În cea mai bună poziție vor fi politicienii de rang înalt, oficialii care știu cum să obține rezultate. Astrele afirmă că medicii, militarii și filosofii vor avea succes. Ceilalți muritori vor avea grijă de sănătatea lor și pot deveni nesociabil. Unele dintre voi vor fi active în locuri unde nu este permis pentru toată lumea. Miercuri și joi sunt interesante pentru marile evenimente ce se vor petrece între Jupiter și Mercur. Complicații neașteptate te pot lăsa efectiv pe jos. Vineri se va prezenta cu dezamăgiri de sine. Se pare că ai reușit puțin, ai cheltuit foarte mult. Săptămâna poate fi relevantă pentru secretele legate de parteneriat. A doua jumătate a sectorului 12 pe astrogramata nu este de acord cu o distracție îndepărtată. Destinația ta va fi încântată doar de cardul tău bancar. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești în prima jumătate a săptămânii poți fi predispusă să, să protestezi, poți avea tendința de a acționa independent, adesea contrar opiniilor obiective, împotriva unor convenții morale. Revolta împotriva regulilor existente și impunerea autorității tale personale este caracteristică acestor zile. Pentru cele complet mature, aceasta înseamnă conflicte la locul de muncă cu superiorii. Poți dori afirmarea cu orice preț, fără teamă de nimic și de oricine. Spre sfârșitul săptămânii te așteaptă o serie de evenimente importante. Acestea vor avea un impact imens asupra ta. Oamenii din mediul tău obișnuit vor dispărea treptat din viața ta. Ei vor fi înlocuiți de alții noi. Nu-ți fie frică să renunți la trecut. Trăiește în prezent și privește cu optimism spre viitor. În acest caz, în 2019 vei fi bine. În aceste zile poți corecta nedureros sistemul de valori interne, standardele morale și etice ale comportamentului tău. Este un timp bun pentru călătorii lungi? Marte, țintuit în prima casă a astrogramei tale, ar trebui să fie atenuat prin contemplarea frumuseții vacanței viitoare. Mijlocul săptămânii indică faptul că nu ar trebui să uiți lucruri importante și aspirații de carieră. Săptămâna îți poate oferi ocazia de a începe un proiect legat de prietenii sau organizațiile sociale. Este mai bine să acorzi atenție unui cerc prietenos. Deși nimic nu va fi rezolvat pur și simplu din cauza împărțirii opiniilor planetelor personale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!